Eu trebuie și bine ați revenit la un nou vlog aici, iar era să spun episodul, nu știu de ce. Ca freza ca întotdeauna foarte mare. Astăzi, bibiți, ați văzut și din titlu. Vreau să-mi sun, doar să sun pe Tudi, pentru că băieții Chip și Niț, că nu știu ce fac, i-a mai sunat, dar nu știu de ce nu-mi răspund. Vreau să-l sun pe Tudi și să-i spun că ies din Freeze Gang. Logic, asta e o farsă, pentru că nu ies, doar așa, da, o fac și așa, o fac, mă, n-ai cum. Și da, o să-l sun pe Tudi și eu o să-i spun că vreau să ies azi din Freeze Gang, nu știu efectiv că m-am săturat, că nu mai vreau. Deci îl sun, îi spun la și spun că am ieșit din Freeze Gang. Dar fraților, asta este din nou o farsă, pentru că vă dați seama că nu ies, doar vreau să le fac o farsă băieților, bine, lutudică, Chip și Niț, nu mă răspund că am mai sunat, dar în fine. Deci da, nu uitați foarte important de like și subscribe, vreau să strângem la acest clip 40 de like-uri, știu că putem, și acum hai să-l sun pe Tudi. Bun, deci o să-l sun pe WhatsApp, pentru că el îmi răspunde mai mult pe WhatsApp și hai să-l sunăm. O să-l pe speaker. Oh my god. Alo, ce faci, Tudi? Bine, mă. Mai exact. Mă joc Fortnite, na. Ok, super. Ce vreau să-ți spun? Nu filmez, să știi, chiar nu filmez, nu fac nicio farsă. Doar vreau să spun că vreau să ies din Freeze Gang. Nu știu, efectiv, bă, știi că e și cu examen, adică avem examen în 3 zile și nu mai vreau, nu știu, nu m-am săturat, bă, știu. Nu știu, spune și lui Nit că l-am sunat azi și pe Nit și pe Chip, i-am sunat azi, nu vreau să spun, bă, efectiv, m-am plictisit, nu mai am chef, bă, nu mai am chef. Na, da, înțeleg, DJ. Bă, hai să-ți explic, mă. Deci știi că... Bă, te reapuși după sau te lași de tot? Bă, eu nu mă las de YouTube, adică eu mai fac vloguri, doar vreau să ies din Freeze Gang și, nu știu, poate o să mai vin. Dar, probabil, nu știu, chiar nu știu, m-am plictisit, avem și examen în 3 zile și, na, e și problemă cu asta, că trebuie să mă... Dar poate, nu știu, în vara asta poate mai intru, nu știu, dar acum vreau să ies momentan că, na, nu știu, nu mai am loc în Freeze Gang. Hai, că erai liderul și acum. Ce? Nu mai ai loc. Prima oară erai liderul și acum nu mai ai loc? Păi da, n-am, mă, frate, dar ce vreau să-ți spun, tu ai mai vorbit cu Nici și cu Chip, că eu am sunat azi și nu mi-au răspuns. Ieri. Ai vorbit ieri, cu ei? Da. Ai vorbit cu ei? Dar numai cu Nici. A, dar nu știu, Chip nu mai răspuns, nu mi-a răspuns azi, nu dar știu, bine. Gen, el mai are voie să joace pe PS până pe 27 iunie și el poate a crezut că tu, gen, ai vrut să... Da, da, nu știu, dar nu-mi răspunde, chiar nu știu de ce, dar în fine. Deci, da, vreau să ies din Freeze Gang, nu știu, spune și lui Niț, că el încă nu știe, Niț și Chip chiar nu știu, poți să le spui. Deci, da, bă, frate, nu știu, chiar vreau să ies din Freeze Gang și, na, nu știu ce să spun. Nu știu, e supărat, vrei și tu să ieși, acum, nu știu, te întreb. Nu, nici în caz. Am zis bine că nu cred că o să ies permanent, adică cred că o să mai intru și eu în Freeze Gang, dar nu prea curând, adică, nu știu, cred că prin august cred că o să mai intru, nu știu sigur, dar, na. Bă, aia e, mă. Na. Da. Mai ai până atunci. Da. Bă, pot să-ți spun ceva? Ce, mă? Farsă! Salută vlogul! Farsă! Ți-am făcut farsă că e... Bă, te-ai prins sau? Na. Nu, de data asta m-am prins. Chiar crede, dar te-am mai sunat odată și am spus că mă las de YouTube. Cred că data viitoare nu mă mai crezi. Salută vlogul aici frumos! Hai, salută-mă! Salut, deci da, ți-am făcut o farsă că ești din Freeze Gang, bă, să nu le spui lui Nici lui Chip, că ei chiar cred, adică, bine, Nitz nu cred că, na, el nu cred, crede, dar, în fine, dar să nu le spui că asta a fost o farsă, adică, bă, îți trimis și poză cu vlogul, că mă filmează, deci să nu le spui că nu vreau să ies din Freeze Gang, dar doar ți-am făcut o farsă așa de, cu 3 zile înainte de examen, ai înțeles? Da, stai liniștit, nu ești din Freeze Gang, mai stau, crede-mă, vă anunț chiar de adevăratele și ne întâlnim față în față când spun asta, stai liniștit, da? Okay. Bine, hai, pane, mai auzim, nu știu, mai vorbește și tu cu Niți, dar să nu le spui că ești, că a fost o farsă, ai înțeles, da? Înțelegi, deci părinții lui nu-l mai lasă până la examen să-și face pe peste și-l poate pe separat.
Cine? Pe Justin? Da, gen, mi-a zis el. Ah, am înțeles. Bine. Știi? Da. Poate crede că vrei să joci cu el. Da, nu, că dacă e... Poate să-mi cer răspunsul, dacă nu... Da. Bine, hai, ne mai auzim. Pas. Pa. Oh my god, bă, chiar a crezut. Mamă, dar nu știam că pe, nu mai poate să mai joace niți. Oh my god, guys. Nu pot să cred ce farse am făcut lui Tudy. Nu știu de ce Chip nu mă răspunde, nu știu. Probabil face altă treabă. Deci chiar noi avem examenul în 3 zile, chiar nu glumesc. Azi e miercuri și l-avem sâmbătă. Dar da, fraților, l-am sunat pe Tudy, am făcut farsa, chiar a crezut, nu mă așteptam să creadă, pentru că Tudy nu prea crede, adică el nu e credul, ca să zici, deci da. Nici nu mi-a răspuns că l-am sunat așa, Chip nu mi-a răspuns, doar Tudy mi-a răspuns, na, ce să vezi, deci da. Eu am fost Mali Dancon, nu uitați, foarte important de like și subscribe, am făcut o farsă că ies din Freeze Gang, dar nu ies, băieți, dacă vă uitați la vlogul ăsta, nu ies din Freeze Gang, ca să știți, da? Deci da, eu am fost Mali Dancon, nu uitați, foarte important de like și subscribe, ar venim, mă revedem, pa, pa!